Bună seara, sunt Mihaela, l-am alături pe Sorin de la Hooligans. Bună, Sorin! Bună! Cum a fost meciul în seara asta? Îmi poți rezuma puțin cele două reprize? Cele două reprize? Păi, în principiu am dominat tot meciul. Și atât, păcate băiatul ăla de portarul s-a accidentat. În rest, meci frumos, echipă frumoasă, fără probleme, nu ne-am certat, nu nimic. A fost o echipă nouă, ce părere ai despre nivelul lor? Bun, nivel bun. Crezi că puteau să fie mai puternici? Da, da. Te aștepți pe viitor la echipe mai puternice? Da, da, să nu uităm că suntem campioni și... Ca să le fie frică când joacă cu noi. Dacă vor fi echipe mai puternice decât voi, te simți pregătit? N-am auzit. Dacă vor fi echipe mai puternice decât voi, te simți pregătit? Da, normal, îi așteptăm. Nu ți-e frică să pierzi? Nu, nu. Pe viitor ce planuri aveți pentru echipă? Păi să luăm cupa și campionatul. Ești mulțumit de rezultatul din seara asta? Da. Se putea și mai bine? Da, se putea și mai bine de atât. De locul din, pe care l-o ocupați în clasament, ce părere ai? Păi ușor, ușor, pas cu pas urcăm. Ne ducem spre prima poziție. Mult succes, îți dorești o seară frumoasă. Mersi, la fel și ție.